domnul doctor Oprescu. Domnul doctor, facem din Universitatea a doua Suceavă? Ferească Dumnezeu! Dom'le, de obicei titlurile astea care apar în mass media în căutare de senzațional de cele mai multe ori, câteodată hiperbolizează o stare de lucruri. Concret, vă rog, discutând, nu este vorba de niciun de tensiuni care să se manifeste în acte de indisciplină și așa mai departe. Păi înțeleg că și trebuie să vă calmeze armata, domnul doctor, că vă certați între dumneavoastră. Înțeleg că asta e problema principală nu a spitalului. Nu este niciun fel de ceartă, domnule. Toate dispozițiile date de conducerea spitalului au fost respectate la timp, în tocmai. S-au luat măsurile și se iau măsuri în continuare tocmai pentru a evita aceste lucruri, iar dacă mă întrebați pe mine, vă spun următorul lucru. Pe data de 19 martie seara, Ministerul Sănătății dă drumul la indicațiile și deciziile planului alt. Da. A doua zi se încep testările bolnavilor care aveau definiție de caz. Și după câteva zile se încep testările și a personalului sau a contactilor. Toți intrând unii în izolare, acum mai nou unii în carantină care sunt pozitivi și așa mai departe. S-au respectat întru totul. Înainte datei de 20 de planul alb și decizia luată de către ministru, ne-am conformat cu toții acelor și domnul doctor, da. Dincolo de mățăraia asta administrativă, sunt 35 de cadre medicale și 75 de pacienți. E îngrijorătoare statistica asta care pare a crește și a se umfla ca un balon drum? Și vă întreb atât în calitate de doctor cât și în calitate de fost director mulți ani de zile al celui mai mare spital din țară până la urmă. Este îngrijorătoare. V-aș minți să vă spun că nu suntem și noi îngrijorați, că nu suntem ușor speriați, pentru că noi nu ne-am mai confruntat cu lucruri de genul ăsta. Dar încercăm să le atenuăm respectând o serie întreagă de indicații, respectând planurile strategice, ordonanțele au fost prelucrate cu toți doctorii, cu asistente, cu infirmiere, cu brancardier și așa mai departe. Chestiunile alea cu rujul și cu nu știu ce sunt viziuni extatice, tip Apostol Bologa. Astea sunt, pentru că ăsta este adevărul. Bun, dincolo de, hai să spunem, frecușurile interne, e nevoie să intervină armata să conducă cel mai mare spital al țării? Nu e nevoie, după părerea mea. Dar dacă lucrurile astea au fost făcute, cred că au fost făcute pripit. Dar este nevoie să se facă o anchetă epidemiologică foarte serioasă, să se refacă și mi-aș permite să-i dau un sfat domnului ministru că îmi permit că sunt mai bătrân decât el și să dea ordin să se refacă această anchetă epidemiologică ca să poată lămuri totuși unde a fost bocarul, care sunt, dacă sunt mai multe și așa mai departe. Pentru că de un timp încoace, adică de aproape vreo 3 luni, 4 luni de zile, ne tot pregătim. Și suntem pregătiți, zic eu, pentru vârful care va avea să vină. Eu sper să nu vină, dar degeaba, că nu se uită lumea să se miște după cum doresc eu. Domnul eu doctor, doresc bine. Da, nu. Aveți dintre colegii noastre din secție, sunteți șef de secție la Spitalul Universitar, da. Aveți vreunul infectat, aveți pacienți niciunul. Care au fost... Niciunul, au fost două infirmiere suspecte care au dus bolnavul la dializă negative. Le-am izolat însă până când se iasă. La început s-au făcut testele destul de timid personalului. În primul rând se făceau bolnavilor care fie că aveau un semn sau două al definiției de caz, fie că nu, de obicei nu aveau niciun fel de semn. După care s-a trecut în ultimul timp, s-a trecut și la testarea
personalului. Și dacă o să testeze tot personalul, putem să avem surprize neplăcute. Dar astea se întâmplă nu numai la municipal, ci fiți convinși că se întâmplă peste tot. Și în alte spitale, în special în spitalele de urgență. S-au respectat toate regulile impuse de situația actuală. Știu ce vorbesc, o vorbesc cu responsabilitate și cu seriozitate. I-am luat și eu pe ai mei, pe doctorii mei și, și o parte din personal și am testat în așa fel încât să nu creăm niciun fel de discuții. Eu n-am auzit de niciun fel de discuții, mai mult decât atât, dar ne sprijinim unii pe alții în momentul când apar situații din astea imposibile. De exemplu, o linie de gardă a fost suspectă de, la chirurgia 3, a fost suspectă de infecție. De infecție cu coronavirus. N-a fost să fie așa, au ieșit rezultatele azi negativ, dar gard au făcut-o băieții mei de la cealaltă chirurgie, au imediat ne-am oferit noi să o facem și nu văd de unde Dumnezeule și discuțiile astea. Astea ori fi discuții din spatele ușilor închise. Nu știu cine colportează tot suiul de bonuri de genul ăsta. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie privit cu seriozitate. Pentru că dacă ancheta epidemiologică este făcută de doi doctori care toată viața lor n-au condus nimica sau când au condus după aia au plecat cu picioare în funcții făcută cu rea voință și cu neștiință, atunci se schimbă socoteala pentru simplu motiv că induc o stare de panică în populație. Ba mai mult decât atâta în personal în spitalul universitar. Ce Dumnezeu suntem, știm clar că ne-am definit locul nostru, au fost definite prin ordonanță, suntem spital de linia a doua, suntem spital de urgență, operăm pe toți care se prezintă, care au sunt suspecții, testează jos în UPU și îi trimite la spitalul de suport ca să fie acolo rezolvat. Domnul doctor, nu riscăm să o luăm pe urmele italienilor care de deștept și au fost întâi și au îmbolnăvit cadrele medicale și după aia s-au îmbolnăvit și ei în masă? Nu știu ce au făcut italienii decât în ce spuneți voi la televizor și probabil că așa a fost, eu nu, este indubitabil. Dar asta sigur că o spun pe gura lor epidemiologii și profesorii și specialiștii, oameni de meserie care știu mult mai mult decât știm noi despre focare, despre... De-aia vă spun eu că îi dau în spate ministrului să dea ordin să se refacă această anchetă epidemiologică, pentru că vă rog să credeți că nu numai pe secțiile de chirurgie, peste tot. Oamenii au luat foarte în serios treaba asta și nu puteți să credeți că sunt partizan la nenorociri. Nu, sunt partizan la a fi cât mai bine pregătit ca să nu ni se întâmple mai rău. Riscăm sau nu, domnule doctor, să închidem spitalul universitar pe modelul Sucevei? Nu, riscul este absolut mic, iar eu sunt convins că și conducerea spitalului și ceilalți șefi de secție privesc cu multă seriozitate chestiunea asta. Nu este aici o criză de autoritate sau de ceva ce... Ce Dumnezeu, la urma urmei, profesorul Cârstoi este și decanul facultății. Păi acolo toți au titluri universitare, toți au astea, s-au validat în 4 ani de zile de decanat. Iată că mai urmează încă 4 ani. Care-i problema? De unde Dumnezeu s-a fi născut odată treaba asta? S-au dat alea cu ruji acolo una de la alta și iată că au apărut 30. Da, iertați-mă, e absolut întâmplător faptul că să cert 3 oameni de la spitalul militar care absolut, repet, întâmplător, să pliază pe zonele pe care le conduceți dumneavoastră, partenera noastră de viață, fosta manager a spitalului universitar și una dintre apropiatele ei. Dom'le, sunt oameni care eu i-am, când erau tineri, erau cu mințile pe cap. Acum sunt mai puțini. Nu fac altceva decât niște jocuri din astea murdare, nenorocite,
ca să poată să arate tuturor care este impotența managerială, fie ea și a profesorului Cârstoiu. Ăștia sunt niște tâmpici, pentru că ăștia n-au condus în viața lor decât o roabă. Nici roaba nu știu dacă au condus-o. Dar dacă face atmosferă tot timpul, nu face altceva decât, da, domne, să se raporteze, să se facă o anchetă serioasă, epidemiologică, este în interesul nostru. Să știm clar care sunt. Dar în privința neînțelegerilor, eu nu cred așa ceva și spun că nu cred pentru că nu am participat. Am vorbit astăzi, după ce au apărut așa titlurile alea fulminante, cu toți șefii de secție de chirurgie. I-am întrebat dacă au avut o serie întreagă de probleme, dacă au avut, pentru că astea sunt inerente în fiecare spital. S-au jurat pe măsa pătasul că nici nu-i vorba de așa ceva. Și mai mult decât atâta, iată că lucrurile funcționează. Iată că oamenii sunt protejați, iată că li s-au bătut la cap, am făcut repetiția cu costume și la propriu și la figurat. Știu cum să se prezinte în gardă când sunt chemați de către unitatea de primiri urgențe. Jos la primiri urgențe, doamna doctor Nica Silvia este o doamnă care își cunoaște meseria împreună cu colegii ei de acolo și avem încredere că nu trece nebăgat în seamă un caz de genul ăsta și nici n-a fost cazul. S-au operat numai urgențe, am eliberat paturi, le-am dezinfectat, le-am pregătit pentru vârful ăsta cu care epidemiologii spun că va veni. Sper să nu vină niciodată, dar vă spun încă o dată, degeaba sperăm noi, că uite, lucrurile stau, câteodată nu stau în echilibru așa cum am vrea noi. Domnul doctor, vă mulțumesc. Răspunsul nu e întâmplător. Dar nu asta e problema, domnule. Cădem în desuetitudine și în penibil, domnule, că lumea asta este chinuită de coronavirus, iată ce se întâmplă, iată cum vor muri toți și nu știu ce. Ce să le spui, domne? Să le spui operativă singuri? Nu poți, ai depus un jurământ la nemernici ăștia, nu la lumea obișnuită. Că lumea obișnuită o să aibă nevoie întotdeauna și de urgențe și se fac urgențe și ne ferim și noi cât putem să ne protejăm și protejăm și pe ei în așa fel încât să n-am. Auzeam astăzi cu terapia intensivă că e posibil un focar. Dom'le, terapia intensivă nu internează, dom'le. Terapia intensivă este suportul chirurgiilor toate din spital, dom'le. Neurochirurgie, ortopedie, chirurgie generală și așa mai departe. Domnul doctor, mulțumesc mult că ați fost alături de noi în seara asta. Vă aștept în fiecare dintre aceste zile în măsura în care există în continuare lucruri de comunicat și ce se întâmplă la universitar nu e de glumă. Încă o dată vă mulțumesc mult, salut revenirea dumneavoastră și în arena publică și sper că va fi de lungă durată.